Emoții mari, dar și multă bucurie astăzi la începutul unui nou an de studiu la Universitatea Spiru Haret. Sala Amfiteatru a sediului din șoseaua Berceni s-a umplut până la refuz de tineri nerăbdători să-și cunoască dascălii, dar și noi colegi. Alături le-au fost, ca de fiecare dată, cadrele didactice de la facultățile socio-umane, științe juridice, politice și administrative și educație fizică și sport. Aceștia le vor îndruma pașii de-a lungul celor mai frumoși, dar și dificile ani din viața lor, cei ai studenției. Universitatea Spiru Haret este cea mai mare universitate privată din România. Universitatea Spiru Haret își desfășoară întreaga activitate în strictă conformitate cu legea. Toate programele de studii sunt autorizate, acreditate, toate facultățile au fost evaluate. Corpul academic din universitatea noastră este apt și dispus să vă ofere instruirea profesională de care aveți nevoie pentru a vă găsi locul în societate cât mai rapid după absolvire. Programe flexibile, o bază materială foarte bună și mai mult decât atât, vă oferim sprijinul nostru, un adevărat parteneriat. Cu toții suntem alături și vom fi alături de dumneavoastră, dragi studenți. Dragii mei, bine ați venit în marea familie haretiană. De-a lungul celor peste două decenii de activitate, profesori, studenți și membri deopotrivă au adus societății românești contemporane un suflu nou și un alt tip de educație, adaptată noilor cerințe europene. Într-un sfert de secol de existență, Universitatea Spiru Haret a fost fidelă unui set de valori, ce rezumă strategia de dezvoltare și eforturile de autodepășire continue. Numărul mare de studenți care îi trec pragul an de an reprezintă o recunoaștere a eforturilor permanente de a oferi un învățământ de calitate. Universitatea pune la dispoziția acestora toate instrumentele pentru a excela. Prestigiul dobândit de instituția haretistă este o dovadă de necontestat a menirii sale de promovare a valorilor învățământului, științei și culturii românești în spațiul universal. Aici, la Universitatea Spiru Haret, și-au început carierele mulți dintre actualii și viitorii lideri ai societății noastre și astfel a fost creată o comunitate academică de valoare.